Aici avem mașinile așteptând. Le-am pus într-un unghi care ne favorizează, da? În stânga o să vină balena cu piatră și se poate descărca. Și după aceea trebuie să împânzim, să prăștiem pe toată suprafața asta și să bătătorim. Deocamdată uitați cum arată, zici că e un câmp pentru probă de mizile. Da? Să vedem schimbarea. No sé cómo estará de blando, bueno, vamos viendo, a ver, yo te lo dejo más o menos... A ver, si tú has entrado de culo aquí, ¿no? De culo aquí, ¿dónde vale? No tienes que entrar más. Vale, 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 vale. Allá. Pequeñas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vai, ce bine că a venit cu piatră mică. Asta e al doilea camion. Auzi de ce mi-a adus ăsta aici. Spură! Suntem atenți să nu lovim vreun acoperiș pe aici. Așa, se cade tot. Bun. După cum vedeți, ne-am apucat să bătătorim aici zona. Ieri am pus piatra, am pus acum de dimineață pânza asta geotextilă și deasupra zgură de la combinat. Un fel de zgură, mai bine zis. Asta nu se sparge. Da? Acum mă duc să aduc laserul ca să dă nivelul. Seara ne-am apucat să ne spălăm sculele, fiindcă aici au avut de suferit, era mare nămolul. Excavatoraș de 2 tone cu 500 de ore. Da, îl spălăm cu aparat de presiune, carcer. Hai să vă arăt cum a rămas terenul.
Băiatul ăsta bate aici cu mașina de 3 tone. Cum era dimineața și cum se prezintă acum, da? Asta va fi intrarea și curtea, da? Într-o zi am întins aici 3 camioane, da? Unul de piatră și 2 de zgură. Sub această zgură avem pânză geotextil. Așa nu se combină noroiul cu... Da? Aici scaudrașul și-a ridicat mușchii, face tracțiuni. Da? Face tracțiuni la bară. Dacă vrei să curezi o mașinuță, trebuie să o întreții, da? Să o cureți. După ce facem spălătura, o ungem. Ca să meargă la următorul punct de lucru. Da? Haideți să vă arăt și dumperul. L-am spărat, dar l-am parcat pe acolo. Ăsta e dumperașul. L-am parcat aici, fiindcă acolo nu aveam loc. L-am curățat și mâine trebuie să-l dăm înapoi. La fel, ăsta era murdar, plin de nămol. Da? L-am curățat, se vede că mașinile s-au făcut pentru apă. Nu pățesc nimic, nici când plouă, nici când le speli la presiune. Așa de mult n-am avut de când, de foarte mult timp. Așa că nu ne place să mergem în altă parte de nămuliți. Fiecare lucrare cu mizeria ei, da? Bun. Acum urmează să băgăm tăvălugul la spălat, da? Așa se procedează aici. După cum vedeți, ne-am apucat să spălăm și tăvălugul. Cilindru compactor de 3 tone. Nu are ieșit așa bine dacă n-am folosit acest aparat de spălat sub presiune. Lăsăm și șoseaua curată, le garantăm. Și acolo avem terenul, da? Trebuie lăsat curățat la ieșirea din șantier orice mașină și așa eviți problemele mai târziu. Para todos aquellos que necesitan un transporte, un porte, un camión, grúa con pluma, aquí tenéis, y binariaga, ¿vale? Son una empresa de Munguía. Aici suntem cu ultimile pregătiri. Vrem să lăsăm șantierul în bune condiții, să nu ne acuze nimeni că l-am lăsat murdar. Da? După ce am spălat toate utilajele, acum spălăm și mașinăria asta. Era să uit, asta am cumpărat-o și aceasta a fost prima ei folosință. Este vorba de un carcer profesional, da? Bune. De mărimea asta e suficient ca să spălăm utilajele și să spălăm
betoanele, da? Noi facem beton elicopterizat și beton amprentat. Da? Deci, băiatul spală toate furtunele. O altă grijă de-a noastră e să curățăm canalul ăsta prin care circulă în tot sătulețul ăsta. Ridicăm sedimentele și lăsăm via liberă, da? Atunci când va ploua, e pe acoperișul. Aici le-am pe amândouă. Da? Una se vede care culege apa de pe acoperișul casei și cealaltă care e în spate, dar cea mai lungă, culege de pe acoperișul celorlalt vecin. Acum se vede, apa curge bine. Așteptăm camionul să ducem și celelalte două mașini la următorul punct de lucru. Cum vedeți, camionul este micuț. Să vedem dacă reușim să băgăm ambele mașini. Da? Aici așteaptă pumperul. Suave că lo va ensuciar, vea, suave! Ya le tocó lavarlo a usted hoy. Mira la matrícula, tiene. Si ya la tiene. ¿Ah? Mira, ve, ve. Tiene focos. Ay, sí, sí. Tiene luces. Que lo enciende sin frenar, ¿vale? Si lo van a encender, si no frena, no enciende. ¿Tiene que tenerlo frenado? Más nuevo. Es como, sí, es como el embrague de las camionetas nuevas. Estrenando Nueva Jersey. Estrenando Torque. Sí. Nueva Jersey. Que el dueño, jefe, una alegría, ¿no? Suntem fericiți, bucuroși. Acum va trebui să scoatem el prețul, da? Trebuie plătit.